de dimineață. Te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, 5 august 2020. Ne apropiem cu pași repezi de perioada în care va începe oficial campania electorală. Acum suntem într-o perioadă, să-i spunem așa, de precampanie, de căutări, de alegeri interne, de lămuriri în cadrul partidelor, în cadrul organizațiilor locale. Multă lume spune, oameni buni, e cam multă discuție pe tema asta. Eu o să vă spun că vom insista cu asemenea discuții cât de mult se poate, cu cât de mulți membri ai partidelor, oameni care au responsabilitatea lucrurilor de acum înainte, pentru că doar așa vom reuși să ajungem la o alegere corectă. Trebuie să ținem cont de faptul că ne aflăm într-un an, un an decisiv. Știți cum spunea cineva ieri, că n-ar trebui să numărăm anul acesta ca an în calendar, pentru că este un an pierdut pentru toți. Probabil că dintr-un anumit punct de vedere, da, dar anul acesta este un an în care se poate produce ceea ce foarte multă lume așteaptă, despre care se vorbește de foarte mult timp, și anume o resetare a întregii societăți, ceea ce ar însemna și o resetare a societății, și a societății din punct de vedere politic. Ce înseamnă această resetare? O schimbare totală de paradigmă. Ascultam azi dimineață că va începe un an nou școlar și sunt mai multe variante. Vedeți, variantele acelea prezentate și care vor fi prezentate oficial diseară de președintele Iohannis sau după amiază, nu știu exact când, acele variante arată fiecare dintre ele cât de mult se va schimba modul nostru de viață, pentru că pornind de la învățământ, de la modul în care el va fi de acum încolo, se schimbă totul. Dar până atunci, până când vom vedea cum se schimbă lucrurile în felul acesta, vreau să vorbim un pic despre ce se întâmplă în Partidul Național Liberal, partidul care în momentul acesta dă guvernul, și partidul care este, să spunem așa, în pole position în aceste alegeri locale. Aceea invitatul nostru este președintele filialei Neamț a Partidului Național Liberal, domnul deputat Mugur Cosmanciuc. Bună ziua, bună dimineața, bine v-am găsit bine ați venit la cafea. Bună dimineața, bine v-am găsit, bine îi găsim pe cei care vă urmăresc și astăzi și în fiecare dimineață. Salut pe toată lumea și mulțumesc pentru invitație. Domnul președinte, haideți să începem abrupt, că nu știu că începeți. Și noi să n-aveți timp și nici noi. Nici dumneavoastră, nici cei care vă urmăresc. Domnul președinte, ce se întâmplă la Roman? Ce se întâmplă la Roman? Am văzut decizia, ordinul prefectului, am văzut reacția primarului de Roman, domnul Lucian Micu. Din punctul de vedere al președintelui de partid, cu responsabilitățile pe care le aveți, care este situația? Situația la Roman poate fi prezentată ca fiind foarte complicată sau foarte simplă. Să facem o scurtă introducere, o scurtă prezentare care sunt la curent și pentru cei care nu sunt la curent. Domnul Lucian Micu, în momentul de față, a avut în ultimul termen, practic pierdut într-un proces de incompatibilitate, pierdut într-o decizie, pierdută practic situația lui juridică și cu o situație definitivă de a fi în momentul de față
împus în postura de a fi incompatibil. Pentru momentul anului 2015-2016, cred că, dacă nu mă înșel. Dar este mult în spate. Domnul prefect a emis un ordin, practic, ca urmare a acelei situații, un ordin pe care l-a comunicat, un ordin pe care avea un termen pentru a-l emite într-o perioadă de 6 luni de zile conform legii și sau de îndată conform lor prerogative pe care le-a explicat foarte clar în conferința de presă, conform modificărilor ulterioare. Dar cred că cel mai important lucru este ceea ce se va întâmpla la Roman. La Roman, candidatul PNL pe care Partidul Național Liberal va valida sâmbătă în cadrul CDJ-ului va fi candidatul care va câștiga alegerile. Partidul Național Liberal va merge în alegeri cu un singur candidat, cu un singur primar și cu o singură echipă unită. Acest lucru se va întâmpla după o dezbatere în interior. Domnul Micu am văzut că și-a anunțat intenția de a candida, lucru pe care l-am văzut și în anterior și eu și alți colegi de-ai mei. Nu este nimic anormal din acest punct de vedere, pentru că dumnealui a spus foarte clar că are prerogativele legale de a candida în continuare. Ceea ce a fost pentru trecut a fost pentru trecut, ceea ce este pentru viitor este pentru ca el să meargă mai departe în această formulă. De aceea nu vă pot spune că în momentul de față la Roman nu se întâmplă nimic anormal, administrația funcționează în continuare foarte bine. Domnul Micul în momentul de față a luat act de acel ordin, doamna viceprimar Roxana Iorga este în primărie, lucrurile funcționează mai departe fără niciun fel de probleme. Deci nu se întâmplă anormal nimic. Nu se întâmplă anormal nimic. Eu încerc încă o dată să lămurez lucrurile foarte clar pentru cei care ne urmăresc, cei care ne vor urmări. Deci, practic, sâmbătă se va lua decizia. Da. Domnul Micu este unul dintre cei care și-a exprimat intenția și singurul care și-a exprimat intenția din organizație în momentul de față. În momentul de față. Da, singurul. Am înțeles. Deci și vom aștepta ziua de sâmbătă ca să vedem... Pentru a fi corecți, pentru a fi și statutar, sâmbătă, după ce vom avea ședința de CDJ, vom anunța pentru tot județul candidații validați. A, deci tot județul. Da, deci tot județul. Deci nu se închide, da, se închide, tot județul, exact. Se închide, deci practic, dumneavoastră spuneți, ăștia sunt candidații... Ăștia sunt candidații în fiecare localitate din cele 83 de OAT-uri, pentru tot județul, da. Bun, ne-am lămurit cu Romanul. Sigur? Ne întoarcem la piatra. Sigur v-ați lămurit cu Roman? Eu m-am lămurit. Nu știu dacă s-au lămurit și cei care sunt în Roman toți. Pentru că Romanul este, și știți, o zonă interesantă a județului în care mult timp a mers, s-a lucrat pe noțiunea de familie. Știu ceea ce spuneți. Doar că vedeți, un singur lucru vreau să vă spun. Că s-a lucrat sau nu pe noțiunea de familie, Partidul Național Liberal a condus și va conduce municipiul Roman din punct de vedere administrativ. Mă refer la situația politică a celor care vor fi în fruntea administrației locale. Există un sondaj de opinie făcut care definește clar și acum că Partidul Național Liberal este cel care va conduce administrația locală în Roman și în care, în acel sondaj de opinie, fiecare din cei care au fost testați, membrii PNL, stau foarte bine. Domnul Laurențiu Leureanu este cel care a condus acea urbe din 2008, a fost primar, este deputat, este vicepreședinte PNL și este cel care stă cel mai bine în acest sondaj de opinie. Imaginea și încrederea pe care a construit-o în perioada acum de primar... Acum să vă întreb, când își exprimă dorința să candideze? Asta nu știu. O să-l întreb. Imaginea și încrederea pe care și-a construit-o din funcția de primar, a perpetuat-o și a păstrat-o și de aceea vă spun că ceea ce se va întâmpla la Roman se va întâmpla într-un consens, într-o unitate și într-o armonie, în sensul că deciziile vor fi luate de comun acord, și Partidul Național Liberal va conduce și în viitor administrația Roman. Și dacă tot mă întrebați când va candida la primărie domnul Leureanu, măcar dacă tot astăzi este ziua lui, să-i spunem la mulți ani, așa în direct. E ziua lui? Este ziua lui de naștere și o să-i spunem la mulți ani în direct ca să aibă parte de o surpriză plăcută și din partea noastră și din partea dumneavoastră și din partea tuturor celor care... Dacă răspunde la telefon, chiar eu spunem în direct. Păi vedeți? Deci chiar eu spunem în direct dacă răspunde la telefon. O să vedem. Este angajat în alt apel. O să mai până încercăm. Până la sfârșitul emisiunii o să încercăm.
Da. Bun. Eu m-am lămurit cu Romanul. Așteptăm ziua de sâmbătă. Și cetățenii din Roman sunt lămuriți, pentru că un lucru care trebuie spus uman. Domnul Micu, dacă trăiește o situație neplăcută, o trăiește și din cauza unor evenimente, din ce am înțeles, care au fost generate de o persoană care a scris o plângere penală în timp ce era decedată. Da, aici este o altă discuție. Aici ar trebui să avem un echilibru în momentul când analizăm un om, o persoană, pentru că nu vreau să comentez niciodată o decizie a instanței și nu o voi face, dar uman trebuie precizat și acest aspect pentru ca fiecare dintre noi să știm atunci când îl evaluăm pe domnul primar Micu și cu această informație în minte să o avem în evaluare. Da. Într-adevăr, atunci a fost o chestiune, cum să spun eu, destul de ciudat acolo. Un personaj decedat ar fi scris plângerea. Plângerea se referă la o situație în care viceprimarul nu s-a dus de capul lui. În baza unei hotărâri a Consiliului Local s-a dus să reprezinte Consiliul Local în Consiliul de Administrație al spitalului. Care ține direct de primărie. Aici ar trebui iarăși să fim echilibrați. Pentru că nu a făcut un act împotriva intereselor comunităților. Nu a făcut. Legea a fost poate mai mult sau mai puțin clară sau ambiguă. Și a câștigat vreo 300 de lei din toate chestia asta pe an. O sumă mare. Vreo 300 de lei, da. O sumă mare. Legea însă trebuie să clarifice pentru viitor, pentru că astfel de situație să nu mai existe. Cred că cei care reprezintă comunitatea în Consiliul de Administrație nu trebuie să fie priviți ca incompatibil pentru că reprezintă comunitatea. Incompatibilitățile ar trebui privite dintr-un regim al conflictelor de interese dacă folosesc acea funcție pentru a avea beneficii personale, pentru a ajunge într-o postură în care să favorizeze economic sau din alt punct de vedere prin deciziile pe care ale terțe persoane. Dar dacă nu, cred că ar trebui să fim mult mai prudenți. Legea anii cred că ar trebui văzută și un cred pic. Că după acest ciclu de alegeri, când se vor reașeza forțele politice, cred că legislația nu că ar trebui schimbată, ci doar clarificată, pentru că da, au fost momente când oameni foloseau funcții publice pentru scopuri personale, pentru sine sau pentru altul. A fost o perioadă, nu știu dacă putem folosi cuvântul primenire, dar semnale s-au dat de schimbare. Ar trebui să ajungem într-o zonă, într-un moment în care fiecare să aibă liniște și stabilitate, că în momentul în care este într-o funcție publică, nu este doar expus spre a deveni o victimă. El trebuie să respecte legea, dar nici nu trebuie să aibă presiune și o emoție că orice semnează poate să-i fie defavorabil. Pentru că trebuie să admitem că există poate unii în administrația locală, funcționari, nu neapărat aleși, care nu semnează hârtii de frică să nu pățească vreo problemă cu vreo instituție a statului. Sau care poate uneori se prevalează de acest lucru pentru a bloca decizii și uneori importante. O relaxare în gândire, nu altfel, doar în gândire și a privi legea în spirit este necesară. Da. De aceea, pornind de la ce ați spus dumneavoastră, ceea ce se întâmplă la Roman este următorul lucru. Romanul va cunoaște o dezvoltare. O dezvoltare bazată pe situația geografică pe care o are, pe situația politică a administrației locale, în Consiliul Local, unde este o gândire a PNL-ului relaxată și de dezvoltare durabilă, de a atrage investitori, de a atrage investiții. Și Romanul va deveni un pol de dezvoltare în centrul Moldovei. Asta se va întâmpla la Roman. Mai mult decât această situație neplăcută pentru o persoană sau alta, pentru că fiecare din cei despre care vorbim sunt și prieteni. Și îi respect foarte mult și sunt oameni de caracter. Bun, să ne întoarcem la Piatra Neamț. Vă rog. Ați anunțat candidatul la Piatra Neamț, domnul da. Andrei Carabelea. Haideți să povestiți-ne, dacă tot suntem la ora asta de dimineață. Așa de dimineață, ca să... Și destinși, ca să spun așa. Tot timpul noi. Cum s-a ajuns la această candidatură a lui Andrei Carabelea, pentru că au fost tot felul de discuții. Bine,
Știm că s-a ajuns la această candidatură și pentru că domnul Chitic nu mai putea candida, dar povestiți-ne. Tot ați amintit de un sondaj, ați fost și la, ați făcut și la Piatra. Și la Piatra Neamț s-au făcut anul acesta 3 sondaje, nu doar unul. Și am să vă spun câteva lucruri pentru a înțelege de ce poate s-a amânat atât de mult situația. În primul rând, noi, eu, Partidul Național Liberal, domnul președinte Orban, am încercat și am avut răbdare și am sperat ca domnul primar Chitic să reușească ca acea sentință, primă sentință, să fie întoarsă. Motivele pe care le-a invocat dumnealui sunt corecte, doar că am văzut că a avut parte de o tergiversare, de o întindere, o amânare a termenului până pe data de 16 septembrie. Acest lucru ne-a dus în situația de a amâna decizia validării. Am spus-o la dumneavoastră în emisiune în luna iunie, cred că la începutul lunii iulie, dacă nu la sfârșitul lunii iunie, că din punct de vedere politic, din punct de vedere personal, mi-aș fi dorit să candideze domnul Dragoș Chitic. Dar după o discuție pe care am avut-o cu dumnealui, mi-a zis că el nu va candida sub nicio formă la primăria Piatra Neamț din partea nimănui, deci nu-și dorește să candideze pentru că a luat decizia să se axeze pentru a-și rezolva problemele de ordin personal și abia după să vadă lucrurile politic. Domnul Dragoș Chitic este o persoană care în sondajele de opinie stă detașat cel mai bine în favorabilitate, notorietate, încredere. A fost bine primit în comunitate prin munca pe care a făcut-o de ani de zile ca viceprimar, ulterior ca primar. Însă, dacă am ajuns în această situație, a trebuit practic să facem analize profunde pentru a decide cine va fi viitorul candidat. Nu vă ascund că nu a fost ușor, pentru că în interiorul organizației au fost mai multe persoane care și-au exprimat această intenție. Am vrut, practic, să ne asigurăm că cel care va candida este o persoană care îndeplinește niște, nu știu dacă condiții, dar niște elemente necesare. În primul rând, să își dorească, pentru că nu poți să fii un candidat care să nu-și dorească cu adevărat. În al doilea rând, să aibă o susținere electorală în afara partidului, în comunitate, un electorat clar profilat. În al treilea rând, să fie acceptat și de comunitate, dar și de colegii din partid și susținut și de către domnul primar Dragoș Chitic. Pentru că cred, consider că dacă vorbim despre o continuitate a proiectelor, trebuie să vorbim despre o implicare a lui Dragoș Chitic. Despre o implicare decizională de la început până la sfârșit. Și de aceea vă spun că nu a fost ușor. Persoanele vehiculate în spațiul public, în presă sau informal, în discuții private, fiecare dintre ele au fost testate în sondajele de opinie. Din respect și din considerentul că strategia o facem noi, la momentul potrivit vom prezenta și sondajele de opinie. Dar am ajuns la punctul în care am luat decizia să-l susținem pe Andrei Carabelea din următoarele considerente. 1. Are o profilare foarte clară pe ceea ce înseamnă un segment de alegători care înseamnă viitorul. 18-30. O profilare foarte clară. Are nevoie, trebuie să spunem, și de o notorietate pe care să și-o crească. Notorietate pe care să și-o crească în același timp cu o favorabilitate. Însă, în ceea ce are în momentul de față ca și notorietate, este analizat, perceput, ca fiind un om simplu, un om corect, un om sincer și un om care va avea un viitor de spus în comunitate. Și ceilalți aveau profilări. Doar că unii aveau un segment mai în vârstă, alții aveau profilările dispersate pe diferite vârste și atunci am luat decizia să-l susținem pe Andrei Carabelea. Andrei Carabelea a fost singurul care a aflat acest lucru după ce l-am sunat eu. Nimeni altcineva. Nici el nu știa. Asta ca să, ca să fie foarte clar. Da. I-am spus să nu vorbească cu nimeni și nu a vorbit. Următorul om care a aflat a fost Dragoș Chitic, cu care am stat eu de vorbă.
Toate aceste lucruri când le-am făcut, le-am făcut într-un consens cu președintele partidului, domnul președinte, domnul premier, Ludovic Orban. După ce am avut aceste etape depășite, am avut câteva discuții cu câțiva colegi. Și la momentul respectiv, lucrurile au rămas tot într-o zonă de discreție. Și ulterior, am avut câteva discuții cu fiecare dintre ceilalți care și-ar fi dorit sau ar fi fost doriți. Pentru că trebuie să admitem că poate în anumite momente au fost exprimări, eu l-aș provedea pe X. Doar că X poate nu a avut determinarea să spună da, vreau. Chiar dacă X poate într-un anumit moment era mai bine plasat. Mai bine plasat sau părea mai bine plasat. Da. Pentru că trebuie să mai spunem un lucru. Domnul Bălănescu, sunt oameni care sunt foarte bine cunoscuți de vectorii de opinie din comunitate. Sunt oameni care nu sunt foarte bine cunoscuți de vectorii de opinie din comunitate, dar sunt foarte bine cunoscuți de cei care sunt seara pe stradă la plimbare. Și acest lucru trebuie să ne dea de gândit că poate omul s-a axat acolo unde trebuie, electoral. Nu s-a axat să-l cunoască Mugur, Vali sau oricine altcineva. A zis la momentul potrivit o să mă cunoască. Și a făcut un nume, Andrei fiind unul dintre ei, care și-a făcut un nume pe partea de organizații civice, pe partea de tineri și lucrul acesta l-a ajutat să fie astăzi candidat. Andrei Carabelea este viitorul primar al municipiului Piatra Neamț. Și spun lucrul acesta cu determinare și convingere pe baza cercetărilor. Pentru că fiecare din ceilalți colegi au spus și o vor spune și îl vor ajuta și îl vor susține. Practic, în momentul de față, în Partidul Național Liberal în Piatra Neamț, avem o echipă de oameni puternici în care determinarea fiecăruia va ajuta să crească numărul de voturi la Consiliul Local, ceea ce va ajuta și la un confort în a avea o majoritate pentru decizii importante. Andrei Carabelea va vorbi despre viitor și despre dezvoltare, pentru că municipiul Piatra Neamț are începute de administrația Dragoș Chitic o serie de proiecte europene pe care împreună ei doi le vor continua. Când spun lucrul ei doi, mă refer la Dragoș Chitic și Andrei Carabelea. Le vor continua și proiecte pe care nu doar că le vor continua, Pot să traduc eu? Puteți să traduceți dumneavoastră ce vreți, pentru că știți cum suntem într-o emisiune în care eu sunt invitat la dumneavoastră. Deci putem să traducem faptul că domnul Dragoș Chitic va continua în primărie într-o postură care să-i permită să-l sprijine și să lucreze împreună cu domnul Carabelea. Ați spus foarte corect. Adică administratorul public pare cea mai simplă. Nu vă ascund, împreună cu câțiva colegi, am avut nu o întâlnire cu Dragoș Chitic, și eu, unul la unul, dar și cu câțiva colegi, în care am vorbit exact același subiect pe care l-ați menționat și dumneavoastră. Da, Dragoș Chitic este o resursă umană care va fi susținută și trebuie să fie valorificată de comunitate. Că și Partidul Național Liberal se va bucura de munca lui, este adevărat. Dar el și-a construit un profil de bun administrator. Este un om care a arătat că are echilibru și a avut discernământ în a gestiona situația municipiului Piatra Neamț în acești 4 ani de mandat. Și nu a fost ușor, poate pentru el sau familia lui. Și da, acest lucru îl subliniez încă o dată, Andrei Carabelea și Dragoș Chitic vor fi cei care vor conduce această urbe în viitor. Însă, vreau să, și o să dezvolte Andrei mai multe, pentru că este legat de Piatra Neamț, vreau să fie bineînțeles. Va fi o viziune de dezvoltare, pentru că acest municipiu are nevoie de o gândire strategică pentru a atrage turiști cu adevărat. Cu adevărat. Are nevoie de o reașezare din punct de vedere poate și urbanistic. O zonă care să fie clar definită industrială, după cum o zonă clar să fie definită de dezvoltare rezidențială. Acest municipiu, ca și zona metropolitană, ca și zona întregului județ, are nevoie de o resetare, cum ați spus dumneavoastră acolo. Dar o resetare în gândire în care trecutul să fie lăsat în spate, cu metehnele lui. Nu înseamnă că vom vorbi urât despre oameni, nu înseamnă că vom face vreo prigoană, ci o resetare care să definească practic ceea ce trebuie să înțeleagă fiecare dintre noi legat de viitor.
Dacă vorbeam în altă emisiune de pandemie, de criză, trebuie să înțelegem următorul lucru. Viața ne va duce în situații în care poate online-ul va fi mult mai practic decât întâlnirile sociale. De aceea vă spun că în zona metropolitană și în Piatra Neamț, dar mai ales în zona metropolitană, trebuie dezvoltate zone rezidențiale în care absolvenți de IT să facă parcuri tehnologice pentru a lucra pentru marile corporații din afară. Aer verde este. Aer curat, pardon, este. Spațiu verde avem în jur suficient. E nevoie doar de gândire pentru dezvoltare. Acest lucru se va întâmpla pentru că acea gândire o vor face privații. Nu este rolul administrației locale. Rolul administrației locale este doar să asigure un cadru legal relaxat. Și de aceea și regulamentele de urbanism se vor relaxa sau vor primi finanțări. Și de aceea planurile de urbanism ar trebui regândite. Și ați văzut că și Guvernul României a dat comunităților locale bani pentru a-și reactualiza regulamentele locale de urbanism, indiferent de culoare politică. Pentru că trebuie să admitem, sunt zone care sunt profilate foarte bine pentru dezvoltare în agricultură, altele pentru dezvoltare industrială, altele pentru zonă rezidențială. Fiecare dintre ele trebuie clar definite în regulamentele locale de urbanism și acest aspect se va întâmpla în viitor. De asemenea, Andrei Carabelea va fi un om care, dacă este venit din societatea civilă, va respecta în primul rând pe fiecare dintre noi și societatea civilă în implicarea decizională. Bugetul cu decizie participativă, cu asocierea participativă a comunității, va fi probabil și unul din capitolele pe care le va dezvolta. Mai multe despre el și despre viitor va vorbi el, dar v-am spus pe scurt, pentru a nu fi niciun fel de interpretare, că l-a pus cineva, că l-a atras niște sfori pentru el cineva. Nu. A fost o decizie normală, așa cum dumneavoastră m-ați invitat aici în emisiune, dumneavoastră direct, nu prin nimeni altcineva, așa a fost și dumnealui validat la propunerea mea și a domnului președinte Orban, care l-a văzut prima dată când am mers cu el eu la București. Și a dorit foarte mult, a fost determinat și a arătat acest lucru, adică se poate. Da, am lămurit și problema Andrei Carabele, acum a ajuns el candidat la Piatra Neamț. Haideți să vorbim un pic și despre dumneavoastră. Adică, sunteți candidatul Partidului Național Liberal. Ați făcut sondaje și la nivel de județ? Da. Și la nivel de județ, și la nivel de municipiu și orașe. Dacă puteți spune. Pot să vă spun, sigur că da. Partidul Național Liberal stă mult mai bine decât Partidul Social Democrat. La nivel de județ, la nivel de localități. Și lucrul acesta este clar și în localitățile unde sunt primar PSD. Am făcut această introducere pentru a explica puțin ceea ce cred că se va întâmpla. Partidul Social Democrat în județul Neamț este într-un trend și o scădere accentuată. Cred că și dumneavoastră și alți colegi au publicat acest lucru, sunt lucruri care se văd și se simt. Din punct de vedere politic, reprezentanții Partidului Social Democrat vor pierde din cauza partidului. Din punct de vedere al votului uman, vreți să ne spuneți că uninominal, la nivel de percepție publică, PSD-ul ca partid, concept politic, are o problemă? Da. Și sunt candidați care teoretic ar sta mai bine decât partidul. Exact, dar partidul îi va trage în spate. Din punct de vedere al uman, al votului uninominal, unde candidez și eu la funcția de președinte, lucrurile sunt partea unor strategii. Partidul Național Liberal își va susține fiecare candidat. M-ați întrebat cum stau. În momentul de față, la nivel de județ, sunt, și trebuie să fie foarte clar, suntem într-o zonă în care lupta este la egalitate. Asta este situația. Nu e mai mult, nici mai puțin. Lucrurile însă sunt pe o tendință tot mai ascendentă, favorabilă, spre Ungur Cosman Ciuc. Mai multe n-aș vrea să spun pentru că ar părea nepotrivit și nu vreau. Dar nu puteam să evit această întrebare printr-un răspuns ambigu. Aceasta este situația. Bun. Cât va conta în această campanie și în ziua votului, să spun eu, contribuția unui primar sau altul? Va conta.
Va conta. Dar în același timp, înainte va conta. Conta foarte mult. Dar în același timp, trebuie să înțelegem următorul lucru. Lumea s-a schimbat. Au și propriile analize. Și dacă înainte conta foarte mult, acum va conta emoțional și decizional într-o proporție nu foarte mare, dar suficientă. Nu pot să o estimez procentual, dar nu pot să spun că nu va conta. Va conta. Însă, cum am spus și în alte momente, pe fiecare dintre noi nu ne poate convinge nimeni că dacă într-o comunitate este unul bun, la județ trebuie să fie aceeași culoare. Trebuie și cel care candidează să convingă și lumea să-și aleagă destinul. Vedeți, am să repet un exemplu. La alegerile europarlamentare, în Piatra Neamț, USR-ul a ieșit pe primul loc. Dacă ne întrebam fiecare dintre noi cine este reprezentantul lor în municipiu, nimeni nu știa. Nu știa nimeni. Sau nimeni nu știa. Nimeni, puțin poate știau. Poate foarte puțin știau. A contat oare atunci faptul că domnul primar Chitic, primar liberal, nu a reușit sau a reușit, dar PNL-ul a fost pe locul 2? Nu la mult în spate, dar a fost pe locul 2. Și a muncit domnul primar Chitic și am făcut atunci un eveniment de 5.000 de persoane la sala polivalentă. De asta vă spun că dacă ne raportăm și la ce vorbeam puțin mai devreme, există un electorat tânăr care vine din spate. Și este normal, natural. Ei nu se raportează la acele metehne care poate erau cu 10-15 ani în politică și în care toți se încolonau, cum spunea un primar, să meargă la vot. Nu, ei se raportează la lucrurile în care trăiesc. Social media, viitor, în care comunicarea este liberă. Ce pot să facă, ce șanse au, și unde? Și lucrurile care le aduc imediat valoare, pragmatic. Nu altfel. Nu sunt foarte mulți dintre ei care să-și dorească să vină să lucreze în administrație. Adică își câștigă bani în privat. Câștigând bani în privat, nu au decât un singur deziderat. Eu sunt propriul meu decizional, propriul meu stăpân. De aceea vă spun, va conta ce m-ați întrebat dumneavoastră, dar va conta mult mai mult ceea ce vrea electoratul. Și electoratul vrea această schimbare. Pentru că electoratul în județul Neamț vrea să vadă un județ dezvoltat. Un județ în care, dacă mergem de la Bicaz până la Ceahlău, până la Durău, să putem vorbi de un parc cum sunt în alte comunități din afară. Să putem vorbi despre o dezvoltare turistică cu adevărat. Să vedem că vine cineva și are condiții de cazare la nivelul cel mai mare și ceea ce înseamnă bani lăsați aici. Să vedem că dacă avem un număr mare de mănăstiri, deci spiritualitatea, se poate crea un cluster, un hub spiritual în care toate să acceseze, nu doar una sau alta, toate să acceseze fonduri europene și se poate întâmpla acest lucru, ceea ce va însemna dezvoltare. Dacă avem istorie, tradiție, acest lucru să fie cu adevărat promovat. Dacă avem nevoie de sănătate, să avem parte de un spital în care condițiile să fie la cel mai înalt nivel. Doar că și aici va trebui să ne adaptăm realităților. Pentru că nu putem face spitale în fiecare județ după cum vrem și nu putem face în fiecare oraș spitale care să stea nefolosite. Și de aceea va trebui să gândim și cei care sunt în domeniu să dezvolte pe domenii. Pentru că județul Neamț, dacă are acest peisaj frumos, poate fi un centru și de dezvoltare pentru sănătate, pentru alții din alte județe. Ceea ce s-a gândit și înainte. Sunt zone cu potențial, că vorbim de Negulești, că vorbim de Oglinzi. Sunt zone care trebuie valorificate. De ce să nu spunem și Bălțătești? Am lăsat-o să o spun după, pentru că și acolo, la fel, și acum merg la tratament oameni, dar care la fel pot să fie altfel deci, primiți altfel gândită. Și altfel gândit, exact cum a fost de la început conceptul. Da, lucrurile acestea nu le-am inventat eu și nu le inventăm noi. Au fost gândite înainte, ci doar trebuie puse în practică. Durăul trebuie să devină un pol de dezvoltare turistică. Dar nu poți să fii un pol de dezvoltare turistică dacă faci, depinde de unde vii, de un număr mare de ore. Ar trebui să aibă oricând în permanență acolo un heliport accesibil pentru
niște oameni care își pot permite acest lucru și care într-o oră vor să plece din București să stea undeva un weekend. Și nu este atât de scump pentru ei, chiar dacă e 300-400 de euro închirierea, pentru a ajunge acolo. Durăul este o zonă care trebuie să fie ceea ce a fost înainte de 89, în care să vină oameni cu bani și sunt în lumea aceasta și care să pot să-și permită să lase câteva mii de euro într-un weekend. Aia va însemna dezvoltare locală, va însemna bani pentru comunitate, taxe, impozite în comunitate, o dezvoltare a serviciilor, o dezvoltare a nivelului de trai. Da, acest lucru trebuie să se întâmple. Dacă a fost la Săvinești o platformă gândită înainte de 89 ca fiind platformă industrială sau la Roman, lucrurile acestea nu trebuie regândite, ci trebuie încurajate, pentru că sunt investitori care fac acolo și acum dezvoltare. Nu știu dacă am voie sau nu să-i menționez pentru a nu părea publicitate pentru vreo unul sau pentru a nu le face vreo problemă. Dar acolo, noi vrem să arătăm că se face dezvoltare. Dar acolo trebuie să continue ceea ce a fost și înainte. Adică oameni de afaceri care să fie lăsați, dar să aibă și o infrastructură, că e rutieră sau că e feroviară. Lucrurile acestea, și vedeți într-un raport, într-o analiză a Băncii Mondiale, de ultim moment, culoarul Piatra Neamț-Bacău, ca fiind culoar rapid, este primul lucru pe care îl doresc toți oamenii din această zonă. Autostrada despre care vorbeam este un subiect despre care noi vă spun că ne vom ocupa și îl vom materializa. Cale ferată, la fel. Pentru că și transportul pe cale ferată trebuie să fie o parte componentă a dezvoltării infrastructurii. Vă spuneam puțin mai devreme de turism și am menționat acum cuvântul cale ferată. Da, se pot construi concepte în care, sub termenul generic cunoscut de toată lumea, mocăniță, dar practic să ai un mijloc de transport care să te plimbe prin județ, prin peisaje, este foarte ușor de făcut și în care nu trebuie decât să oferi unui privat șansa să-și dezvolte, pentru că e managementul lui. Cum se întâmplă în afară, cum se întâmplă în alte locuri. Pleacă din Piatra Neamț și ajunge undeva, că e în Bicaz Chei, că e în Bicaz Ardeal, că e în Durău, dar ajunge și vede peisaje, pe drum, are servicii de calitate, ia masa, ascultă o muzică bună. Lucrurile astea vor fi în concordanță cu ceea ce trăim și când se vorbește și despre distanțare socială și de respect pentru sănătate. Aceste lucruri se vor întâmpla și lumea le vrea. Trebuie doar să ne resetăm în gândire. Da, și infrastructura trebuie să fie de calitate, pentru că nu este suficient să facem poze pe marginea unui șanț și după să uităm. Sunt colegi primari care îmi spun, domnule, uite, au venit să-mi pună puțin asfalt acum aici. Dar unde s-a întâmplat să fie asfaltul ăștia 30 de ani? Eu cred că nu trebuie să punem puțin asfalt în fiecare campanie electorală. Construiești o axă, construiești un drum și care să fie durabil pentru 10-15 ani. Dar aia înseamnă, și inginerii știu mai bine, o profilare și o respectare a standardelor și a normelor pe care Inspectoratul de Stat în Construcții le-a spus foarte clar. Cred că asta este ceea ce trebuie să aibă județul Neamț. Când și o relaxare, și o relaxare în gândire. Adică nu trebuie să, la dumneavoastră în redacție, există o regulă, dar nu pentru fiecare aspect trebuie să dați binecuvântare. Doamne ferește. Trebuie să avem o relaxare în gândire. Pentru că dacă nu vrem să înțelegem lucrurile astea, oricum se vor întâmpla. Fiecare trebuie să-și facă serviciul lui și nimic mai mult. Nu trebuie să ceară aprobări pentru a ieși din birou sau pentru a intra în birou. Nu trebuie să ceară aprobări pentru a se plimba pe stradă și pe ce stradă. Nu. Fiecare trebuie să-și facă treaba lui. Mediul economic să fie liniștit și relaxat. Administrația publică să facă administrație în care să fie un partener al mediului economic doar prin proiecte, legi, hotărâri de Consiliu. Încercați. Să vedem așa este corect. Dacă răspunde, că am promis. Bună dimineața, domnul Leoreanu. Bună dimineața. Valentin Bălănescu vă invită la o cafea de dimineață în direct. Păreau să vă spun la mulți ani. Mulțumesc frumos. Suntem într-o emisiune în direct împreună cu domnul deputat Cosmanciuc. Vă spune și el la mulți ani.
Și vă dorim, cum să vă... Vă dorim sănătate, în primul rând. Vă mulțumesc frumos! Să știți că am discutat și despre Roman și domnul Cosmanciuc a spus că erați primul în preferințele electoratului din Roma pentru alegerile locale. Ce facem? Vă așteptăm să candidați? Sigur că voi candida. Acum depinde la ce și când. Ca să fie lucrurile clare. Nu, asta era gluma mea acum de ziua dumneavoastră. Domnul deputat a povestit ce se întâmplă la Roman. Vă dorim o zi plăcută și să ne vedem într-o emisiune. La mulți ani și multă sănătate și fiecare zi din viață să fie o bucurie pentru tine, Laurențiu. Mulțumesc frumos, Mugur, mulțumesc frumos, să aveți o emisiune frumoasă, vă să vă dea Dumnezeu sănătate și bine și să ne vedem sănătoși. Sănătate, sănătate. Am reușit până la urmă, îi suna tot timpul telefonul și tot am încercat. Întotdeauna sună telefonul. Așa. Revenind, când veți prezenta un program exhaustiv pentru... În următoarele două săptămâni. Ca să putem discuta. Va fi prezentat programul pentru tot județul. Și dacă vă vorbeam puțin mai devreme despre toate aceste aspecte, vom vorbi și despre o regândire. Pentru că județul Neamț are nevoie de o instituție care să gestioneze tot ce înseamnă cultură, că e spirituală, că e cultură literară, că e cultură cu valoare simbol-istorică și această direcție să fie într-un parteneriat cu o direcție care să dezvolte turismul și într-un parteneriat cu o direcție care să dezvolte infrastructura și toate aceste lucruri să fie parte componentă a nivelului nostru de trai. Și tot județul Neamț are nevoie ca în perioada următoare, în fiecare localitate, fiecare gospodărie, să aibă apă și canal. Degeaba dăm bani pe dezinfectant pentru a-l folosi la mâini sau pe stradă, dacă omul nu are acasă apă curentă și canal. Și tot în județul Neamț va trebui ca în perioada următoare ca fiecare gospodărie să aibă posibilitatea să aibă acces la gaz, sursă de alimentare pentru energie, care va fi practic viitorul. Trebuie să înțelegem acest lucru. Și da, poate pentru unele comunități sau pentru unele gospodării va fi greu ca și sumă de bani ca acel acces să fie facil. Dar tot statul, guvernul Orban va veni, Partidul Național Liberal va veni cu o serie de măsuri la care se lucrează pentru ca acest acces să fie facil, de genul cum este programul, cum a fost programul Prima Casă sau Casa Nouă, în care practic vorbim despre o susținere a dobânzilor subvenționate de la stat, astfel încât și comunitățile să-și poată accesa gaz. Pentru că la momentul în care avem apă, canal, gaz într-o comunitate, vorbim după de dezvoltare. Vor veni tineri din afară sau din țară să se stabilească acolo și vor dezvolta comunității. Acest lucru se va întâmpla cu județul și județul își dorește. Trebuie doar ca fiecare dintre noi să fim sinceri și corecți și înainte și după. Pe final de emisiune răspundem la niște întrebări. Răspundem. Doamna Mihaela, explicația dumneavoastră în ce privește construirea unui heliport la Durău, cred că nu a fost înțeleasă. Care sunt beneficiile comunității? Un transport facil al turiștilor, care își pot permite și în care costurile pentru astfel de investiție sunt minime. Practic înseamnă un teren. Și beneficiile comunității din Durău. Beneficiile comunității din Durău, care vor avea practic posibilitatea să aibă mai mulți turiști fără avea niciun fel de pierdere. Da, un astrolog pe care eu îl cunosc ne întreabă dacă vor fi alegeri, că din punct de vedere astrologic n-ar fi alegeri. Sau poate, sper că am înțeles eu bine ce spun. Nu știu ce spun astrologii și nu am cunoștințe în domeniul dat. Dar vă spun așa. În momentul de față avem o situație în care numărul de cazuri privind această pandemie a crescut din cauza imprudențelor umane, nerespectării unor distanțări, nerespectării unor reguli. În același timp, populația nu suportă o serie de măsuri care ar însemna o stare de urgență. Ce
ce a fost în starea de urgență. Închiderea în casă, nu suportă. Da, sunt lucruri. Deci dacă nu se suportă aceste lucruri, trebuie să găsim soluții legale în care să conviețuim și să respectăm. Eu cred, dacă mă întrebați, că vor fi alegeri cu respectarea cadrului legal, cu o prudență, pentru că există și o presiune în acest sens și din partea oamenilor și a comunităților. Spuneți-mi un pic, e posibil, eu întreb, ca să avem noutăți în privința modului în care se vor desfășura alegerile, adică să apară o componentă de alegere online așa de repede? Nu sau cred. O componentă de alegeri în două zile? O componentă de alegeri în două zile, cred că este posibil. Dar o componentă online nu cred că este pregătit statul, societatea pentru un astfel de moment. Am înțeles. Alte lucruri se referă la faptul că la propunerea, mă rog, anunțul că domnul Chitic va continua într-o formă sau alta în primărie, eu am spus funcția de administrator, mi se atrage atenția că funcția de administrator se obține prin concurs și că... Da, este o poziție corectă, dar cred că, din punct de vedere al calităților pe care le are, este bine pregătit, nu mă antepronunț, dar cred că este bine pregătit într-o competiție corectă și transparentă. Și cred că este unul din cei mai bine pregătiți din comunitate. Pentru că administratorul unei comunități înseamnă să ai cunoștințe și despre comunitate și nu orice cunoștințe, ci profunde. Nu vorbim de antepronunțare a unor concursuri. Da, haideți să încheiem cu un subiect care este de interes public. Zilele trecute s-au alocat niște bani pentru cei care au fost afectați de inundații. Sunt sumele raportate de către comitetul, probabil, de situație de urgență, de aici. Și așa. Am spus-o și în emisiunea trecută. Sunt 49 de localități, la aceasta vă referiți, probabil, da, care au primit fonduri. Nu s-a făcut niciun fel de intervenție politică, după cum nu s-a făcut niciun fel de intervenție politică nici asupra sumelor alocate pentru ca unele comunități să-și reactualizeze regulamentele locale de urbanism. Nu. V-am spus, Partidul Național Liberal va rămâne în principiile pe care le-a expus. Acelea de a nu se erija politic mai mult decât trebuie, decât într-o guvernare corectă pentru cetățean. Fiecare din acele sume își vrea să fie bine folosite, judicios de către fiecare administrație locală, indiferent de culoare, pentru că dacă la anul sau la următoarea viitură ploaie, că n-au fost viituri, la următoarea ploaie, în același tronson vor fi aceleași probleme, înseamnă că ori n-au fost bine făcute evaluările pentru a se interveni, ori după sumele n-au fost folosite corect, astfel încât să se prevină. Mai există o situație și o a treia. Ori acolo, în zona aceea, trebuie găsite alte soluții și văzut dacă s-a construit legal, dacă nu... Adică... Sunt de acord, doar că am introdus-o în prima. Da. La asta m-am referit și la asta m-am referit. Sunt zone în care s-a construit fără autorizație de construcție, sunt zone în care s-a intervenit în exploatări, că au fost forestiere, că au fost de altă natură, dar care nu au fost continuate de o amenajare corectă sau de o curățenie aici corectă. Este o mare problemă. Și lucrurile acestea au generat ceea ce se întâmplă. Pentru că dacă noi respectăm mediul, și natura ne va respecta. Despre asta e vorba. De aceea, banii care s-au dat să fie bine folosiți pentru ca în acele zone să nu mai apară probleme de acest gen. Că dacă am fost și ați fost și dumneavoastră, ați văzut că de fapt aceste probleme au fost de genul următor. A venit pe un pârâu o cantitate mare de masă pietroasă, de bolovani, au blocat un drum, au distrus un drum. Deci trebuie o corectare de torent. Sau au luat un pod care probabil nu a fost bine făcut. Sau nu a fost făcută corectoarea de torent și cu podul bine făcut. Nu sunt inginer constructor, dar se vede de către oricine că mintea omului, dacă își pune înțelepciunea și iscusința în folosință, rezolvă problema nu pentru o lună, două,
și pentru ani buni în față. Nu ne putem permite ca în fiecare an să băgăm bani în aceeași stradă, în același pârâu și în alte părți să nu intervenim. Eu am spus întotdeauna că ar fi foarte interesant, așa, ca studiu, să luăm o stradă dintr-un oraș, dintr-o comună, din un pârâu care face probleme, să vedem câți bani s-au băgat din 1990 încoace pe respectiva stradă, pe respectivul pârâu, de câte ori s-a refăcut și să vedem după aceea ce rezultă. La fel. Să vedem ce rezultă. Și de aceea am să vă propun că astfel de analize să le facem treptat împreună. Pentru că avem aceeași sumă de bani dacă îi folosim cu cap, vom vorbi și despre dezvoltare. Dacă îi băgăm pe toți în aceeași cană de cafea, în fiecare dimineață, la un moment dat nu o să ne mai placă cafeaua. O idee. Ce ar fi să vă băgăm într-o cană de cafea pe dumneavoastră și pe domnul Leoreanu în emisiune? Cu mare drag. Deci, o să ce? Pentru că s-a vorbit în timp. O să ne invit și pe domnul Leoreanu și o să vedeți că o să venim împreună într-o emisiune în care să servim o cafea aici, la dumneavoastră. De-abia aștept să vă văd pe amândoi într-o emisiune. De ce? Pentru că în timp s-a tot vorbit, s-au tot lansat tot felul de scenarii și aș vrea să-l văd eu pe domnul Leoreanu cum bea o cafea cu dumneavoastră într-o emisiune în direct. O să ne vadă mai mulți oameni atunci. Bine. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Sper că acest gen de emisiuni făcute cu un singur scop, ca lumea să vă cunoască pe dumneavoastră și pe toți ceilalți candidați cât mai bine, sunt benefice pentru comunitate. De asta le facem. Pentru noi lucrurile sunt mult mai simple, că avem privilegiul, ca să spun așa, să fim mai aproape de acest gen de dialoguri și în conferințe de presă și altfel. Dar e bine ca lumea să afle și să judece cu propriile lor conștiințe cui vor acorda votul în continuare. Vă mulțumesc, cele bune, oameni buni, mai bine. Mulțumesc, multă sănătate. Mai bine, sănătate.